Luna aprilie debutează cu vești proaste pentru fumători. Țigările se vor scumpi de luna viitoare cu maxim 50 de bani pentru un pachet, odată cu majorarea accizei totale de la 81,78 de euro pentru 1000 de țigarete la 84,37 de euro pe care producătorii de tutun o vor plăti statului. Astfel, de la 1 aprilie, prețul mediu al unui pachet de țigări va ajunge la aproape 14 lei. Fumătorii privesc această scumpire, unii cu relaxare, alții se gândesc serios să se lase de acest viciu costisitor. Ce părere aveți despre faptul că se vor scumpi iar țigările cu până la 50 de bani pe pachet? Să se scumpească toate, că eu nu fumez. 100% să se scumpească, nu mă interesează subiectul ăsta. Așa că nu e nicio problemă din partea mea. Să se scumpească, să se mai facă bine lumea la plămâni. De lăsat nu putem să lăsăm. Veți mai fuma și în aceste condiții? Cred că da. Păi, sunt capabili de orice. Noi pentru scumpiri, nu pentru ieftiniști. În aceste condiții veți mai fuma? Și așa, le-am redus foarte mult. Nu o să mai fumăm. Tot de luna viitoare vor crește și costurile de transport odată cu intrarea în vigoare asupra accizei de 7 eurocenți pe litrul de carburant. Potrivit estimărilor, benzina și motorina se vor scumpi cu circa 40 de bani pe litru. Tot de la 1 aprilie, vorbitul la telefon va fi mai ieftin în alte rețele. Noile tarife maxime pentru convorbirile telefonice efectuate de la un telefon fix în alte rețele scad de la 0,67 de eurocenți pe minut la 0,14 eurocenți, respectiv de la 3,07 eurocenți pe minut la 0,96 în cazul mobilelor. Noile tarife vor deveni obligatorii pentru toți furnizorii de rețele din România și nu vor fi diferențiate în funcție de tehnologia utilizată, ori intervalul orar în care au loc apelurile sau originea lor.